Nu, uite că stau ca un bade rezemat așa în bâtă la oi și dacă știți bancul ăla cu gâții, dacă nu o să vi-l spun cu altă ocazie. N-o servus de la Cluj. Nu îmi stă în fire să fac neapărat review-uri, dar am găsit un rucsac fain de tot și vreau să vi-l prezint astăzi. Este vorba despre Gizo Adventure 45, adică 45 de litri și nu vă gândiți la vreo mașină sport când spun asta. Clar că noi fotografii căutăm un rucsac care să fie suficient de încăpător, poate să ne capă și lucruri personale, poate să fie un rucsac care se potrivească și atunci când călătorim cu avionul și sunt foarte multe variante, nu găsim niciodată una singură și bună. Cred că am avut în jur de 20 de rucsaci până în momentul de față și în momentul ăsta am făcut mai mulți. Așadar, dacă ești în căutarea unui rucsac pentru a merge în concediu, așa cum urmează să fac și eu, ai nevoie de echipament foto, poate și video, și lucruri personale. Să fie foarte bine protejat, să nu atragă atenția fiind un rucsac foarte specializat, acesta chiar arată ca și un rucsac al unui turist. Materialul este din gama ripstop, adică dacă se agață și începe să se rupă, datorită cusăturilor speciale, care există și pe parașute, ruptura nu va merge mai departe, astfel încât nu se va deteriora și nu se va destrăma, astfel încât să poți ajunge cu el la mașină sau acasă sau la hotel unde te-ai cazat, fără ca lucrurile să cadă din el, evident. Culoarea este obișnuită pentru cei care fac hiking sau pentru cei care merg în aventuri, pentru că așa se și numește Adventure. Nu este neapărat un rucsac dedicat expedițiilor, dacă ar fi fost și pentru expediții, probabil că ar fi avut un buzunar undeva unde să ai o ploscă din aceea, un rezervor, un camelback de 1, 2, 3 litri de apă. Comparându-l cu rucsacul la care m-am mai uitat, Lopro Whistler 450 versiunea a doua, este o idee mai mic în momentul în care acest compartiment de sus nu este umplut cu haine sau cu obiecte personale, adică este la dimensiunea maximă pe care o puteți lua cu voi mergând, de exemplu, cu Wizz Air. Tot partea de exterior este foarte, foarte bine făcută. Are și acest sistem MOLLE de unde se mai pot agăța o grămadă de alte pouch-uri și, știu eu, carabine unde se pot poziționa foarte ușor și echipamente de hiking, mă refer la bețe de călătorie sau poate chiar și, nu știu, o șapcă, o căciulă și așa mai departe, pusă la uscat. Mai are aceste bucle, de unde la fel putem să agățăm ceva sau chiar să introducem ceva pe lungimea lor. Sunt prezente și în partea de jos și în stânga și în dreapta. Are aceste catarame care sunt evident pentru a poziționa aici un trepied. Iar partea de jos are un alt mâner pentru a-l ridica foarte, foarte ușor în momentul în care vrei să-l poziționezi deasupra capului, de exemplu, un avion. Iar la fund este obișnuita pusă de ploaie. Este detașabilă, așa cum se vede, ceea ce este un lucru foarte important din punctul meu de vedere, pentru că dacă ești undeva unde este, nu știu, noroi și vrei să fotografiezi dintr-o poziție mai joasă, o poți poziționa astfel încât să pui genunchiul pe ea sau, de ce nu, și să șezi o tură. Să șezi un pic fără să te gândești. Știți bancul, ce faci, bade? Șezi și te gândești, apoi eu nu mă așez. Ok. Partea aceasta este super, super bine protejată, ca de altfel întregul rucsac și asta urmează să vedeți. Tot în partea din față există și un buzunar care este out of the box. O hârtie destul de fină ca și la pantofii de lux. Ok, acest buzunar care nu este foarte, foarte adânc, însă poți să introduci, aici se termină buzunarul, ca să vă faceți idee, poți să introduci o carte, o agendă,
poate și un iPad, un model mai mic, sau telefon, portofel, mănuși, ochelari de soare, orice ți este nevoie să fie foarte la îndemână. Pașaport, bilet de avion și așa mai departe. O mențiune specială pentru acest tip de fermoar, care este de foarte bună calitate și este un fermoar care are un coating pe el, făcându-l astfel impermeabil. Chiar și pe interior se observă brandul rucsacului, ca și la poșetuțele de lux, dacă știți ce vreau să spun. Ok, avem niște instrucțiuni, Genuine Product, da, merită să fie scanat să vedem ce se întâmplă, și niște scurte explicații care ne arată cum am putea să setăm mai bine rucsacul, ceea ce poate fi de ajutor pentru unii dintre noi. Cred că am uitat să menționez și aceste bretele din partea inferioară a rucsacului, care sunt super utile în momentul în care vrei să atașezi un sac de dormit sau poate un port mic. Ca să termin cu partea din față și totuși cu partea superioară, ceea ce mi-a lipsit mie la aproape orice rucsac pe care l-am avut, în afară de atunci când foloseam rucsacul de la Langley, care avea un compartiment superior pentru obiecte personale, mă încântă foarte tare această variantă de roll top, care este suficient de mare, așa ca să intre mâna până aproape la cort, astfel încât să încap aici o pereche de încălțări de rezervă, o haină mai groasă, poate și o pereche de pantaloni, plus ceva de mâncare și poate chiar o dronă. Dar despre partea practică promit că am să fac o filmare separată. Partea bună este că acest pouch, acest buzunar mare, acest roll top este ancorat aici cu velcro, cu Sky, cum îi spunem noi. Acesta se poate demonta astfel încât să-ți permită să folosești acest rucsac, așa cum vom vedea, ca și rucsac de hiking. După ce se poziționează lucrurile în interior, acesta se strânge foarte, foarte ușor. Este chiar și aerul din el. Se poate, dacă este foarte, foarte plin, se poate cupla în partea de sus și arată ca și un umer. Dar, sincer, n-aș exercita atât de mare presiune pe aceste catarame, deși par să fie foarte bine făcute. Mergând, hai să-l răsucim așa la spate, ca să și arate mai bine. Se cuplează cu cataramele laterale care sunt reglabile, așa că vor merge până sus cu siguranță, pentru că este un rucsac destul de bine gândit. E, voilà! Și chiar arată bine, minimalist, simplu și o să vedem că și eficient. În partea dreaptă, unde se poate poziționa și un trepied sau poate chiar o sticlă de apă, avem un buzunar lateral cu dublu fermoar. Adică este absolut categoric waterproof. Este suficient de adânc astfel încât să încapă un bidon de 1 litru și aproape să se închide la... Uite că s-a și închis cu un bidon de 1 litru la maxim. Dar este suficient de adânc, asta ca să vă faceți o idee legată de dimensiuni. Cu acest strep, cu aceste curele, se poate prinde, evident, trepiedul ori băgat prin buzunar, ori direct. Se poate desface până la maxim. E un lucru pe care nu l-am mai întâlnit la niciun alt rucsac. Iar fermoarul de sub se desface și putem să introducem un trepied foarte, foarte ușor și să-l fixăm strâns cu aceste curele. Foarte ingenios,
Nu știu dacă voi folosi, eventual poți accesa și prin partea din spate lucrurile imediat necesare dacă rucsacul tău este poziționat în partea de sus, unde se țin bagajele, evident, în avion. Dar e o chestie foarte ingenioasă. Cum spuneam, fermoare de foarte bună calitate, chiar dacă poate nu sunt la fel ca și cele de la rucsacii Lopro, care produc un zgomot mult mai atenuat. Nu neapărat de luat într-o biserică atunci când fotografiezi o nuntă, dar în natură nu cred că deranjează foarte tare. Ok, mai există un buzunar pentru lucruri personale și în partea cealaltă. La fel, mici elemente de lux, un cod QR pentru scanare și este foarte, foarte bine branduit. Iar aici avem pe stilul manualelor Apple, avem un certificat de garanție și instrucțiuni despre cum să folosim, probabil și curățăm rucsacul. Dar hai să vedem și celelalte lucruri bune ale acestui rucsac. Dacă am să găsesc neapărat lucruri rele sau poate că sunt câteva lucruri de îmbunătățit, evident. Chiar acest buzunar din față ar trebui să fie probabil adânc până jos, adică să fie adânc pe toată lungimea fațadei rucsacului. Și mai vedem, există și un mâner de care putem să-l apucăm foarte ușor. Nu este foarte bine căptușit, este foarte simplu din cordura, dar e chiar ce trebuie. Strepurile, un alt element de lux aici pe breteaua dreaptă. Strepurile sunt bine căptușite și foarte moi. Au și această curea de reglaj care lipsește la foarte mulți dintre rucsacii competitorilor. Acest reglaj sus la umăr care face o plimbare mai lungă, poate de 20-30 de kilometri, mai ușor de suportat având acest rucsac în spate. Există pe acest strep care vine peste piept și un fluier în caz de. Sună destul de tare, nu știu dacă poate speria și urși, dar never mind. Avem acces mai ușor la rucsac, vom da peste cap bretelele. Parcă din spate este la fel, destul de rigidă, dar se așează foarte bine pe spate, este și bine ventilată. E un material diferit față de al competitorilor, nu cred că dacă ajunge pe nisip va intra foarte ușor nisipul aici, astfel încât să ne încurce sau poate să-i crească greutatea. Există și un waist belt, cum se-i spune în românește, o curea de prindere peste brâu, care evident ajută atunci când rucsacul este încărcat. În partea stângă are și un buzunar care, având elemente de lux, dar nu are acel fermoar foarte, foarte bine izolat, este ideal pentru a păstra un telefon de mai mici dimensiuni, poate un baton cu proteine, sau chei, sau baterii, sau carduri de rezervă. Ghizzo mai face un model ceva mai mic, cel de 30 de litri, a cărui centură de brâu nu se poate scoate, nu se poate demonta. Ei, la acest model, ca și la rucsacii Lopro, se poate scoate această centură în cazul în care ne încurcă sau nu ne place sau nu ne cuprinde sau credem că afectează designul sau... Important este că se scoate. Ce m-a determinat pe mine să achiziționez acest rucsac, pentru că trebuie să precizez, nu sunt plătit de Ghizzo sau de cei care aduc în țara noastră acest model de rucsac. Apropo, am să las linkul în descriere, poate vă interesează și pe voi. Revenind la cele două modele de rucsac, eu am făcut această alegere pe cel mai mare pentru că unul la mână se încadrează rucsacilor agreați de companiile de zbor, se potrivește foarte ușor un laptop de 15 inch. În cel mai mic am văzut că intră foarte cu greu un MacBook de 15 inch, modele din 2017 încoace, care sunt ceva mai subțirele, dar intră și cele de 13 fără probleme. Dar e un avantaj foarte mare pentru mine, pentru că eu folosesc un MacBook de 15 inch. Celălalt avantaj față de
Rucsacul mai mic este și spațiul interior, pentru că dacă vreți să vă faceți o idee, spațiul interior din celălalt rucsac este exact cât un laptop de 15. Acesta este mult mai mare și mi-acoperă mult mai bine nevoile. Extrem de important este faptul că în momentul în care vrei să scoți aparatul foto din rucsac, îl pui cu fața în jos, fiind acest material care se curăță foarte ușor cu o cârpă ușor umedă, nu va ajunge mizerie pe bretele, da? Astfel încât să ne murdărim, și accesul este foarte ușor făcut prin partea din spate. Să nu mai vorbim că este și oarecum antifurt, să-i spunem așa. În rucsac găsim, ca de altfel la foarte mulți rucsaci, acest carton în care ni se prezintă modul în care putem să setăm aparatura în interior, atât și pe exterior, e vorba de trepiede. Spuneam de partea de laptop și, la fel, un alt element de care aduce aminte de obiectele de lux este și această etichetă în care se vorbește ușor despre brand, despre ghiță. Foarte fain. Foarte fain și designul. Ne-am luat pentru un laptop de 15 inch, fără probleme, și un iPad sau o agendă, la fel, fără probleme. Extrem de important pentru mine a fost și faptul că laptopul se așează cât mai aproape de coloană, cât mai aproape de spate, nu în partea din față, cum de exemplu este la rucsacii Think Tank, care sunt de asemenea extraordinari, însă așa cum înțeleg eu legile fizicii, cred că este mult mai bine ca obiectele mai grele să fie mai aproape de coloană, ca să nu te tragă ușor în spate. Așa înțeleg eu legile fizicii, poate nu le înțeleg bine, dar are sens ceea ce spun eu. Interiorul este extrem de bine cărtușit. Vă rog să mă credeți că n-am văzut la nicio altă marcă de rucsaci un interior atât de bine cărtușit și de făcut ca și acesta. Este modular, este modular la fel ca și alte tipuri de rucsaci foto. Foarte interesant este și acest suport pentru obiective lungi. Din câte știu eu, în acest rucsac se poate fixa un obiectiv de 600 de mm. Jitsu G-Cushion se numește acest sistem al lor și pare să fie extrem de bine făcut și sper eu și durabil. În interior mai găsim și două astfel de pouch-uri, destul de bine făcute și cărtușite și ele. Foarte, foarte important este și faptul că este transparent și putem să vedem ce avem aici. Cred că se pot pune diverse cabluri, baterii, alte mici accesorii, poate chiar și o dronă mai mică. E un model de arici care cu siguranță nu se agață de haine, așa că nu va aduna scame, este făcut doar pentru materiale mai fine. Mai avem un astfel de pouch și în partea din față, tot de aceleași dimensiuni și calitate foarte bună. Cred că se poate cumva agăța și pe exteriorul rucsacului cu niște carabine, de aceea are aceste lupuri, să le spun așa. Putem să scoatem acest insert, avem și acest cover, foarte mișto. Iată, are și mâner, poate fi folosit separat. Oh, foarte ingenios făcut. Poate fi folosit separat, astfel încât să putem să-l punem într-un rucsac mai mare sau într-un troller, dacă nu dorim să ducem rucsacul cu noi undeva unde ne deplasăm. Mi se pare o idee foarte bună să aibă acest cover, pentru că de multe ori poți să scadă obiecte personale în momentul în care deschizi capacul rucsacului și acesta este o protecție suplimentară. Foarte bună idee! Iar în momentul acesta avem un rucsac foarte încăpător pentru hiking, pentru mers în excursii, la fel cu elementele de lux despre care pomeneam, și acest pouch din partea de sus, despre care vă spuneam că este detașabil, astfel încât putem să accesăm lucruri și din partea cealaltă.
foarte încărcător, bine făcut. Nu are acel plastic de protecție pe laterale, așa cum rucsacii din gama Whistler de la Lowpro îl au, însă este suficient de stabil, chiar dacă am scos hubul. Așadar, ca să recapitulez, punctele forte sunt următoarele. Acces prin partea din spate, oarecum și antifurt, poziționarea laptopului în acel buzunar din spate, ca să fie cât mai aproape de coloană, astfel încât să putem să călătorim o distanță mai mare pe jos cu rucsacul în spate. Aceste curelușe de ajustare a bretelelor, care, cum spuneam, sunt foarte bine căptușite, cureaua de brâu care este demontabilă, buzunarele laterale care îmi lipseau adesea, buzunare încăpătoare pentru orice accesorii avem cu noi, mâncare sau chiar și apă, compartimentul de sus în care încap suficiente haine sau obiecte personale, materialul din care este făcut și, cum spuneam, dimensiunea agreată de companiile de zbor, dacă este cazul. Pentru că chiar dacă ai haine aici, le iei pe tine și treci foarte ușor de control acela unde se măsoară greutatea și dimensiunile. Abia aștept să îl încarc cu echipament și cu obiecte personale și să îl folosesc și să revin cu o parte a doua acestui review pe care am să-l denumesc cumva, nu știu, n-a fost unboxing, ci a fost out of the box, așa cum ar fi bine și să încercăm să gândim.